Bună ziua! Ne așteaptă un meci important, un joc de 3 puncte. Știm cu toții că ne aflăm într-un, poate în cel mai prost moment al nostru și ne dorim victoria, poate asta ne va ajuta să ne regăsim. Da, simțiți că este ultimul moment, adică 3 puncte, dar sunt 3 puncte vitale în lupta asta pentru a prinde un loc de Europa. Cu siguranță, mai avem 4 jocuri, ne gândim doar la 4 victorii, e șansa noastră și trebuie să profităm de asta. Voi când ați simțit că se intră în acest impas, adică ați simțit ceva special în vreun moment? Păi cred că de când a început play-off-ul am avut momente dificile și cred că asta a fost cea mai mare problemă noastră. Fana, voi mai aveți chef să mai jucați după ce s-a încheiat totul, că practic acest campionat, da. Mai avem chef. Da, dai seama, e un moment dificil, este dezamăgitor pentru noi. Cu toții ne-am dorit și știam obiectivul care îl fixasem. Nu este ușor, dar suntem profesioniști, avem încă 4 meciuri, 4 șanse să demonstrăm că A fost o greșeală și să încercăm să reparăm ce mai e de reparat. Dar care a fost slăbiciunea Rapidului în acest play-off? Care a fost? Slăbiciunea, cea mai mare slăbiciune. Nu știu, au fost, cred că sunt mai multe momente de slăbiciune. E greu de precizat un singur lucru. Cum e Bogdan Lobonț? Cum l-ai descrie ca antrenor? Cum l-aș descrie? Un profesionist desăvârșit, un antrenor foarte bun care dă 100% și își dorește foarte mult să reușească. Și sunt sigur că va reuși în cariera lui de antrenor. Pare că aveți nevoie de motivație, adică vreau să te întreb dacă poate fi o motivație și faptul că aseară, fiind campion deja matematic, cei de la FCSB au dat senzația că Rapidul a fost privită ca principala lor concurentă. Nu cred că este nevoie de motivație în plus, cum am spus-o și înainte. Motivația o ai de la începutul campionatului, de când îți fixezi obiectivul. Am avut un obiectiv, suntem foarte dezamăgiți că nu am reușit să-l îndeplinim, dar continuăm la fel de motivați să ne îndeplinim acest al doilea obiectiv, ca să spun, să jucăm în Europa. Patronul vostru l-a felicitat pe Gigi Becali, tu i-ai felicitat pe foștii tăi colegi pentru câștigarea titlului? Da, îi felicit pentru câștigarea campionatului. Au avut un an foarte bun și cred că au meritat acest campionat. Cine este greu să te uiți la acele imagini cu ei bucurându-se, mai ales că ai petrecut atâtea sezoane acolo în care ai trecut practic pe lângă titlul de atâtea ori? Nu, cred că mai greu este să accept faptul că n-am reușit să menținem ritmul pe care l-am avut de la începutul sezonului. Dacă stăm să ne gândim, am intrat în play-off la 4 puncte, aveam primul meci acasă, puteam să ajungem la un punct. Cred că asta este cel mai dezamăgitor lucru. De ce vă este cel mai mult teamă în acest moment? De ce ne este cel mai... De ce vă este teamă acum? Că nu veți reuși nicio victorie, că veți termina pe ultimul loc, e ceva care păi vă ce mace? Teamă să mai avem? Trebuie să jucăm fotbal, pur și simplu. Ce teamă să mai avem? Nu e mai rămas decât să jucăm fotbal, să încercăm să depășim acest moment, ceea ce nu este ușor, dar de ce să jucăm cu teamă?